Am acum un sistem de control cu 4 zone, una Neptuna, astea sunt în aer și mi-arată în jur de 70%, zona 2 unitate 70%, pompa 8 de 2 minute, pompa 3 tot 74 și 4 să fie cea care are cu adevărat un senzor, 10%. Aici e alimentat, deci am făcut să fie alimentate pe rând, adică întâi e senzorul 1, alimentat, se măsoară, se pune sau se oprește pompa, se alimentează, se afișează, după aceea se alimentează senzorul 2, se măsoară, se oprește alimentarea senzorului pentru a evita electrocoroziunea. Acum, deci aici mi-arată decât de când sunt oprite pompele sau, nu știu cum să zic, ceva de genul ăsta. Numai de 3 minute, iar 4 este pornită, care 10% umiditate. Încerc să fac de un pic de umiditate. Turnăm. Acum o să vedem imediat. ...42% s-a oprit și pompa 4. Nu prea face contact. Bine, deci am pompa 2, 3, o să măsoare în continuu. Iar 4 o să-mi arată că e... 40% e oprită. Tate mare, ridic senzorul ca să repornesc. Vedeți că sunt independente. 4, repornit 8%, da? Băgăm înapoi în zona unde vedem că nu sunt sigur că funcționează. Pompa 2 oprită, pompa 3 oprită. Și acum trebuie să-mi arate că pompa funcționează. Pornită, ok. Vedem. Ca să avem date mare. Și vedem la umidată 4, la pompa 4. Unitatea 4, încă eu. Să așteptăm totuși să mai treacă o dată. Dacă nu mai punem un pic de apă. Pământul este uscat, că doar am testat un pic ieri. Și a fost cald. Vedeți? S-a oprit că e unitate crescută de la 0. Deci a știut, independentă de celelalte, care au 5 minute,